Cei care prăznuiesc că adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai mari sărbători din an, au luat parte la pelerinajele și slujbele religioase din toată țara. Mănăstirea Putna, una dintre cele mai importante centre culturale, unul dintre cele mai importante centre culturale și religioase, a găzduit cam fiecare an mii de credincioși din toată țara, dar și din regiunea Cernăuți. Și la Mănăstirea Moisei s-au strâns cei care respectă riguros tradițiile de adormire a Maicii Domnului. În toată țara au avut loc pelerinaje și slujbe religioase cu prilejul adormirii Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai mari sărbători din an. Prăznuită în 15 august, adormirea Maicii Domnului marchează atât trecerea de la vară la toamnă, cât și Ziua Marinei, Maica Domnului fiind ocrotitoarea marinarilor. A devenit o tradiție ca în fiecare an Mănăstirea Moisei, așezată pe un platou însorit deasupra satului Moisei, să fie vizitată de pelerinii din întreaga țară. Și oștirea țării noastre cea iubitoare de Hristos să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, frații noștri arhierei. Mii de credincioși au luat parte și la hramul Mănăstirii Putna din județul Suceava, unul dintre cele mai importante lăcașuri monahale creștin-ortodox din România. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, alături de preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și preasfințitul Atanasie de Bogdania, arhiereu vicar al episcopiei ortodoxe române a Italiei. Mii de credincioși din vestul țării, dar și din străinătate, au trecut pragul mănăstirii Hodoș-Bodrog. Mănăstirea Curtea de Argeș, Mănăstirea Nicula, dar și Biserica Sfântul Nicolae au găzduit la rândul lor mii de enoriași.